Salutare, sunt al vostru Conacu și bine v-am găsit la prezentarea rulotei mele. Ar fi trebuit să încep cu am fost inconștient, am fost fraier, i-am cumpărat rulotă. Bine ați venit la un nou clip pe acest canal. Dacă nu mă urmărești, apasă butonul de subscribe. Dacă ești subscriber, deja apasă butonul de like. Urmărește-mă și pe Instagram, la Conacu Oficial. În clipul de astăzi o să vă prezint exact așa cum e ea la început de drum rulota. Asta e primul episod din toată nebunia cu rulota. O să vă prezint cum arată rulota, ce dotări are ea în momentul de față, ce dotări o să-i mai aduc eu. O să vedeți pe următoarele clipuri. Ce vă pot zice fără să vă arăt? Date specifice cu lungime, lățime, dragi pieptănați? Nu știu și nici nu mă interesează, sincer. Pe cine interesează, caută modelul. Este o rulotă din anul 1995, două zone de dormit, ca și dotări. Are aragaz, chiuvetă, frigider, frigiderul care merge și pe gaz și pe curent, baie cu duș și cu căcăstoare, cu căcănescu, panouri solare, unul singur ca bucată, cu baterie nou-nouță, niște prize pe aici pe acolo, multe locuri de depozitare și cam atât are în momentul de față. Chestia aia, nu știu cum se numește, cupla, cred, este antibalans. Știu că mi-au zis mulți că e nevoie de așa ceva. De ce am optat pentru această rulotă? Pentru prețul bunicel pe care l-am găsit la ea și doi la mână, pentru proiectul pe care vreau eu să-l fac, aveam nevoie de două zone de dormit. O zonă pe care să o am de dormit permanentă, iar a doua zonă de dormit să-mi o fac eu custom pentru a face streaming din ea, pentru a-mi plasa un calculator acolo cu un birou improvizat. Toate chestiile pe care urmează să le fac la această rulotă urmează să le postez pe acest canal, dați-mi o urmărire dacă nu ești urmăritor. Dacă ești abonat, activează toate notificările cu clopoțelul, da? Ca să primești notificări. O să te las pe tine să intri prima oară, să te duci exact acolo la zona de dormit. Așadar și prin urmare, grecii aveau comerț pe mare. Nu este mizerie pe jos, ci să deșiră o chestie de asta. Bun, hai să vedeți ce avem în ea. Așa arată din partea de unde dormi. Și avem în felul următor. Aici avem un frigider, pac, cu un congelator micuț. Bineînțeles, trebuie o curățenie temeinică în ea, ca lumea făcută. Urme de uzare, e normal, la, din anul 95. Acesta este frigiderul. Aici avem zona de făcut mâncare, de gătit, bucătăria. Avem trei ochiuri cu chestia de asta să nu sară pe lângă. Avem o chiuvetă. Asta este o zonă de depozitat. Aici încă o zonă de depozitat. V-am mai arătat în partea asfaltă. Iar aici este baia. Aici este baia, tată, da? Asta este baia. Frumos arăt. Avem zona de căcăstoare. Aici. Asta e zona unde te cacachichi. Cu open, not open. Trage apa. Aici e geamul unde o să stau eu și o să mă uit pe geam. O chestie de depozitat aici. Asta e dușul pe care l-am scos eu, e mufat ca să pot să-i schimb ăsta. Chestia asta care se trage dușulețul. Două oglinzi. O nebunie de aia. De asta de hârtie. Exact ce ai nevoie. Asta e zona unde facem caca pipi. Bun. Acum urmează partea interesantă. Și anume, avem zona de dormit 2 cu zona de dormit 1. Bun, prima zonă de dormit este foarte, foarte simplă. Avem două salteluțe. Asta se ridică, se împinge chestia asta și se face canapea, ok? La perete acolo. Noi nu vrem treaba asta. În zona de dormit 1 mai avem și un dulăpior. Poți să vii aici. Bun, avem un dulăpior unde să-și pună probabil Irina toate nebunile. Mai avem o chestie de asta sus pentru decorațiuni. Și în dreapta aici, în dreapta, o să pun eu un televizor aici. Legat de zona 1 de dormit, o să înlocuiesc aceste două saltele vechi cu o saltea la comandă, exact pe aceeași mărime, fixă. Vreau să rămână zona asta fixă, să nu se miște deloc, să nu facem canapea, să avem o saltea nouă pe care să o dărâmim. O chestie care îmi place este acest despărțitor, care poți, pe care poți să-l tragi, să ai un pic de intimitate acolo. Acum să vorbim despre zona 2, că asta mă interesează pe mine. Exact unde sunt eu acum, avem zona 2 de dormit. Am vrut o rulotă cu două zone de dormit ca să pot să-mi fac eu nebunie, adică să-mi fac un birou de streaming mobil, să spunem așa. Ce proiect am eu? Urmează să stau 30 de zile la pescuit cu această rulotă pe lacul Tâncăbești 2. Odată, vreau să fac streaming din această rulotă. Trei chestii de rezolvat la faza cu streamingul.
1. Trebuie să avem curent permanent și să ducă un calculator cu 3 monitoare, minim. 2. Internet bun, ceea ce avem foarte puține opțiuni, una dintre ele fiind rețeaua Starlink prin satelitul lui Elon Musk, care știți foarte bine, 20 de bețe, este doar dispozitivul. Și a treia, de modificat rulota. Asta e și cea mai simplă, trebuie să modificăm dintr-o masă cu două canapele mici, să o facem o zonă de făcut streaming din ea. Asta se face foarte ușor, în schimb ne rămân primele două chestii de făcut. Dacă ai o recomandare pentru mine, în rubrica de comentarii poți să faci treaba asta. Toată zona asta de aici o să o modificăm noi, să facem un birou. Și vă zic imediat exact cum am gândit eu toată treaba asta. O să scot pam, 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 pam tot. O să vin cu un blat din acest capăt până la acel capăt. Pe un cant, cam în același stil cu masa asta, vedeți că are un cant aici care să stea greutatea pe el. Renunț la toate nebunile astea și o să vină un birou, un calculator de desubt, 3 monitoare, mouse, tastatură, un microfon, un scaun de gaming și asta este setup-ul. Pare foarte puțin de făcut, dar e un pic de muncă. O să vedeți oricum în următorul vlog exact când o să fac toată nebunia asta. Continuăm cu prezentarea rulotei, o să vă arăt zona aceasta. Zona aceasta reprezintă instalația pentru panourile solare. Pentru singurul panou pe care l-am, vedeți că e încărcată 99%, nu știu exact cât bagă, nu știu să mă obișnuiesc cu ea încă. Jos de tot avem plita, aici plita, aragazul, soba, prin care o să ne încălzim la iarnă, dacă stăm la iarnă, ne alumine în 9 octombrie, o să fie nevoie să ne încălzim. Chestia asta pe drum a pișcat un pic, de-aia îi pun eu chestia de asta. Aici avem o priză, antenuță, niște USB-uri ieșite pentru mașină și un USB clasic, două zone de depozitat chestii. Aici avem de depozitat și ce credeți? De depozitat. Astea fiind zise, hai să mergem pe afară, să o vedeți și de afară. V-am spus la începutul vlogului, nu am eu detalii de-astea, lungime, lățime, tonaj. Știu că poate fi tractată cu categoria B la permis, are vreo 700 de kg sau 710 kg. An de fabricație 1995, de seamă cu mine, tată, da, am luat-o. An de fabricație 1995, 700 și un pic de kilograme, poți să o conduci lejer cu categoria B, nu intra pe ea acum, at the moment, iar prețui o să-l aflați la final. Suntem în afara ei, două roci, patru picioare, nu arată ea cea mai bine întreținut așa. Mai are niște mastic pus pe aici, bine, peste tot are să nu se infiltreze. Este marca Sterkeman, băi, rulote Adi, să nu știu cine a pus-o, dar a rămas-o. Dacă-l știți pe rulote Adi, să-mi spuneți cine este băiatul. Cârlig antibalans cu ce mai are el pe aici nevoie, nu știu să vă explic exact că nu mă pricep. Hai pe lângă ea așa să mai vadă lumea. Geamurile sunt toate ok, nicio crăpătură, nicio spărtură. Geamul de la budă este deschis că ăsta mic cu Vlăduț a considerat el să necesar să-i facă el inaugurarea cu WC-ul lângă la 50 de metri. Aici e zona de căcăstoare unde trebuie să eliberezi când te Căcănescu, scoți aici, așa, încă este matriculată pe TR77 PCL, ăsta e geamul de la bucătărie, după cum vedeți, ea a venit cu această treaptă, eu am cumpărat de la un magazin, de la 50 de lei, o scăricică de asta care își face treaba foarte, foarte bine, bineînțeles că la mine orice iau trebuie să fie lipit cu poxipol sau cum doamne iartă mă zice. Asta e dacă vrei să lași așa, să nu te atace câinii, pisicile, să nu-ți intre sau ursul peste tine de ești în camping. Să faci și într-o bucată. Deasupra ei mai are un panou solar, bate soarele, ne produce nouă electricitate, dar nu știu dacă ne ține electricitatea să facem live o seară întreagă ca să poată măcar a doua zi încărca, ceea ce oricum cred că nu mă avantajează. Cam asta a fost și prezentarea rulotei mele. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare drag în rubrica de comentarii. Nu uita să-mi lași și mie un like, un subscribe dacă nu ești abonat și stai aproape pentru episodul cu numărul 2 în care vei vedea cum modific eu fiecare chestie în rulotă. Eu am fost Conacu, vă mulțumesc mult de atenție, ne vedem la următorul vlog.